Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Emisiunea de astăzi este în două părți. În prima parte vă veți reîntâlni cu o tânără frumoasă la chip și suflet, curajoasă și credincioasă, care a venit astăzi la Jurnal să mulțumească pentru susținere. Este vorba despre Melissa Ahmed. Este o tânără pe care ați cunoscut-o în urmă cu câteva săptămâni. Este o fată crescută într-o familie de religie musulmană, convertită la creștinism. Este însoțită de pastorul Daniel Glodeanu. În partea a doua veți cunoaște o altă poveste frumoasă. Este povestea tot a unei tinere care este timidă, dar suficient de curajoasă și, bineînțeles, credincioasă să vină la Jurnal să-și spună povestea. Bine ați venit la Jurnal, bine ați revenit la Jurnal de Credință. Bine v-am regăsit. Oameni frumoși, la chip și la suflet. Melissa, ce face Melissa? Bine. Cum a fost momentul difuzării emisiunii? Eram la Tupraisar împreună cu gazda la care stau și ei abia așteptau să se difuzeze emisiunea. Și toți cei de la biserică, la fel, Melissa, în seara asta o să ne uităm să vedem ce ai spus. Aveam emoții și știu că m-am pus lângă dânsa, pe pat, și ne-am uitat la emisiune. După aceea, după ce s-a terminat, știu că am dus în camera mea și m-am uitat de încă două ori, deci în total m-am uitat de trei ori la emisiune. De trei ori? De ce ai făcut asta? De ce ai simțit-o să faci asta? Am vrut să văd cât de coerent am fost în ce am spus, să văd dacă am greșit, așa îmi place, mie sunt puțin mai perfecționistă de fel. Și ai fost mulțumită de mesajul tău? Am fost. Să știi că și acasă oamenii au reacționat și te iubesc foarte, foarte mult. Pastore Glodeanu, cum a fost după difuzare? Eu știu ce a fost, o adevărată furtună, și am simțit nevoia să facem această emisiune, acest debut de emisiune împreună, tocmai pentru a spune stop, stop celor care doresc în continuare să trimită într-un fel sau altul susținerea lor pentru Melissa. Dar mai întâi de toate, cum a fost și pentru ce s-a cerut susținere? Haideți să povestim. Da, și în familia mea, în primul rând, s-a făcut liniște și eram ochi și urechi. Eu știam ce am spus și cum este povestea, însă am fost surprins plăcut de modul în care oamenii au reacționat. Nu am mai avut un astfel de caz. Înainte cu 10 minute să se termine misiunea, am fost sunat de doamna profesor Steliana Sandu și a spus: Daniel, mămică, să meargă fata la studii, să meargă la Cernica, că eu o susțin. Dacă vor fi și alții care se vor adăuga, împărțim greul. Dar m-a impresionat așa. Apoi au fost câteva telefoane în seara aceea și în săptămânile care au trecut Dumnezeu a arătat că are o biserică mare și o familie mare, cu inimă mare și cu credință în povestea așa pe care mi s-a spus-o. Așa este. Tu cum ai primit toate aceste reacții? După emisiune. După emisiune și până acum. Iată. Da. Imediat după ce s-a terminat emisiunea, s-a difuzat la televizor, am primit cereri de prietenie și mesaje din toate părțile. Și nu știam la care să răspund, cum să răspund. Și până și acum sunt persoane la care nu am apucat încă să răspund. Am răspuns doar cu ei am putut. Dar în rest vreau ca toată lumea să știe că le-am citit mesajele și că le mulțumesc. Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că am primit mesaje de la tineri care mi-au spus că au fost încurajați și totodată au luat și decizia de a se boteza. Și asta... Ce ai simțit? Ce ai simțit? Și acum, trebuie toată. Am fost foarte emoționată și chiar am simțit că am făcut ceva bine. Am simțit că mărturia mea chiar a ajutat. Nu eram atât de sigură, însă după ce am văzut impactul asupra tuturor oameni, slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Pentru cei care n-au ascultat povestea și nu cunosc povestea ta, ai putea să spui în câteva cuvinte exact ce s-a întâmplat cu viața ta și în timp ce tu vei spune lucrul acesta, vom difuza câteva fotografii pe care le-am difuzat și în emisiunea în care ai povestit pe larg tot ceea ce ai trăit, cum s-a întâmplat ca viața ta să fie intersectată de Iisus Hristos. Păi totul a început când aveam vârsta de 11 ani, prin verișoara mea. Am intrat într-un grup de copii care cântau la liră, coordonat de doamna Casandra Olteanu. După care am început un grup de exploratori cu pastorul Daniel Glodeanu, până în anul 2014.
Am luat o pauză până în 2016 de la grupa de exploratori, datorită faptului că părinții mei nu mai erau de acord cu mersul meu la biserică. În 2019 m-am reîntâlnit cu grupul într-o seară și am făcut schimb de numere și imediat am avut eu o problemă de suflet. Emoțională, de suflet. Iar singura persoană care mi-a venit atunci în minte a fost pastorul Daniel Glodeanu. Am stabilit să ne întâlnim într-o zi la biserică, înainte ca eu să ajung la cursuri. Am povestit, după care dânsul m-a invitat la o săptămână de evangelizare care se ținea la noi în Ovidiu, la Casa de Cultură. Eu am acceptat pentru că îmi plăceau foarte mult săptămânile de evangelizare. Am fost prezentă aproape în toate zilele, iar în a doua zi a fost o predică despre sabat. În acea perioadă eu lucram vineri, sâmbătă și duminică și v-am spus și data trecută că m-am simțit păcătoasa pământului. Exact așa m-am simțit, aveam o rușine. Iar tot în seara aceea m-am decis să demisionez. Am demisionat de la muncă, după care am început din nou să reiau întâlnirile cu tinerii. Într-o dimineață, cum am spus și atunci, m-am trezit la 7 dimineața și am căutat atunci pe internet cum să te convertești la adventism și mi-a apărut o poveste despre o femeie din Africa care tot așa practica biserica, doar că nu era încă botezată, soțul ei nu era de acord, ea s-a botezat și în ziua în care s-a botezat s-a întors acasă, soțul ei o amenințase că o va ucide dacă se va boteza, dacă va face acest pas. Ea i-a spus că s-a botezat, iar el i-a spus, nu, de fapt nici măcar nu a apucat să-i spună ceva, că ea s-a dus în bucătărie, a luat cuțitul și l-a dat în mână. Și m-a impresionat foarte mult atunci și am spus că, wow, Dumnezeu poate să-ți dea curajul acesta. Imediat după ce am citit acea poveste, i-am dat mesaj pastorului și am spus că, domnule Daniel, eu vreau să mă botez. Mi-a răspuns și mi-a spus că a început să plângă, să lăcrimeze. Că l-a impresionat foarte mult, nu se aștepta. După ceva timp știu că mi-a arătat și faptul că 4 ani la rând s-a rugat ca eu să-L primesc pe Iisus ca Mântuitor. Și asta te-a impresionat. Enorm. Enorm. Da. Am început pregătirile pentru botez. În perioada aceea, părinții mei nu știau că eu m-am reîntors în biserică. Și asta nu a plăcut. Nu, nu a plăcut. A iscat niște certuri, să spunem. Iar apoi până la urmă le-am spus și eu faptul că vreau să mă botez, nu au fost de acord. Am stat, cum am spus și atunci, am stat cu minte o perioadă. Și aveai voie să ieși doar însoțită? De membrii familiei, da. De membrii familiei? Asta până la botez. Până la botez. Da, cu o săptămână înainte de botez mi-am anunțat mama și familia că în ziua botezului am să mă duc să mă plimb cu fetele la mare. Pentru că botezul meu avea loc la mare. O prietenă penticostală a reușit să vină și să mă ia cu mașina, pentru că avea permis. M-am întâlnit cu încă o prietenă și ne-am dus la biserică, unde s-a desfășurat serviciul divin. Apoi ne-am dus la mare și ne-am botezat. Și v-ați botezat, iar noi avem fotografiile acelea pe care vreau să le vedem din nou, pentru că sunt momente care, deși vorbesc cumva de restricții și tensiuni, vorbesc și de o eliberare. Decizia de a-L urma pe Hristos este o decizie eliberatoare. Ce pot să-ți spun? Decât că mă bucur că astăzi tu ești aici. Botezul acesta în mare, când te vezi, cred că este un succes pentru tine. Da. Iată fotografiile pe care le vedem aici. Ești chiar în fața bisericii, n-ai spus. Împreună cu data trecută. Pastorul Mihai Brașov. El era acolo. Am avut o mică sesiune foto. Am înțeles. Draga mea, ai primit susținere pentru visul tău. Care este visul tău? De a deveni asistent medical. Da. Și... Și plecarea ta de acasă, noi sigur nu putem spune mai multe decât că iubim și respectăm părinții și sperăm atât de mult ca susținerea aceasta să o vadă în maniera în care au câștigat mulți prieteni de partea copilului lor și că vei putea să urmezi un vis. E un vis al familiei să studiezi sau nu prea? Nu prea e din familie.
pot să zic că sunt prima persoană din neamul meu care a ajuns până la punctul acesta. Până la punctul acesta. Da. De ce? Pentru că am fost ambițioasă. Pentru că ai fost ambițioasă. Da. Și pentru că îți dorești în continuare să studiezi. Da. Cum se va întâmpla? Cum ai aranjat? Cum ați aranjat să faceți? Decizia Melissa este ca din toamna următoare să meargă la Cernica, până atunci își termină primul an de studii la Constanța. La Constanța. Unde ești înscrisă? Da. Unde ești înscrisă? La Henrico Ando. La ce secție? Medicală. La secția medicală. Și te vei transfera din toamnă la Cernica. Cum sună viitorul pentru tine? Promițător. 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 Sperăm să fie la fel de agreabil și pentru cei care îți sunt foarte apropiați din familie, cu timpul să fie o mângâiere pentru ei, iar succesul tău profesional să le încălzească sufletul și să îi încurajeze. La momentul ăsta nu putem spune mai multe, dar este suficient ca în fața publicului să asigurăm familia că suntem de partea ta și că tu decizi un drum pentru o viață. Da. Pentru o viață. Eu aș vrea, să spun tuturor celor care au simțit împreună cu Melissa să le dedic un text. În Vechiul Testament, înainte de a se construi templul, au fost necesare fonduri. Și la un moment dat au fost prea multe, așa încât au venit oamenii și au spus lui Moise. În Exodul 36 cu versetul 5 spune: au venit și au spus lui Moise: poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Dumnezeu să le facem. Și acesta este simțământul că poporul advent și chiar în afara membrilor bisericii adventiste au adus mult mai mult, și adică în sensul că Melissa are susținere timp de 3 ani prin harul Domnului și ajutorul acestor suflete. Banii aceștia vor fi gestionați de biserica din Ovidiu. Da. Totul este foarte transparent și viața ta, așa cum spuneam, capătă o altă dimensiune, o altă direcție. Ce spunem la final acum? Suntem la finalul momentului tău. Sunt convinsă că n-am pus toate întrebările pe care ți le-ai fi dorit. Dacă există ceva ce nu te-am întrebat și trebuia să te întreb, mă sugerează-mi. Sau pur și simplu ai liber către public care te iubește și care te susține. Tot ce vreau să spun este faptul că împreună cu pastorul deja încercăm să schițăm o listă cu toate persoanele care vor să ajute și să ne rugăm pentru acestea. Uh-huh. Vreau să le mulțumesc foarte mult din inimă pentru faptul că au fost atinși în primul rând de poveste și sper ca mărturia mea să îi întărească și mai mult în credință, nu doar pe cei tineri, ci și pe cei în vârstă, pentru că fiecare are timpul lui la care se întâlnește cu Iisus. Poate eu l-am întâlnit mai devreme, alții îl întâlnesc într-o etapă mai târzie a vieților. Și Domnul să-i binecuvânteze și să-i răsplătească pe toți după măreția inimilor lor. Și pentru a rămâne în această atmosferă a Bibliei, a Cuvântului lui Dumnezeu, și noi avem o dedicație pentru tine, o dedicație de data aceasta muzicală, Psalmul 51, pentru Melissa și pentru toți cei care ați susținut-o și veți continua să o susțineți, nu doar financiar, ci și în rugăciune. Dumnezeule de mine, care
În partea a doua vă spuneam că vom cunoaște tot o tânără. O tânără care se descrie ca fiind timidă, însă eu aș zice că este suficient de curajoasă dacă se află astăzi la Jurnal de Credință. Și are o poveste de spus, pentru că aici la Jurnal se spun poveștile de viață care sunt scrise împreună cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Din momentul în care conștientizezi, îl inviți și spui: Doamne, cine ești? Vreau să merg cu tine. Și dacă lucrul acesta se întâmplă la o vârstă fragedă, este chiar uimitor. Vrei să cunoști această poveste, vrei să cunoști omul acela minunat care își deschide larg ușa inimii și spune: Iisus, sunt doar un tânăr, dar vreau să faci parte din viața mea. Cam asta este Larisa. Bine ai venit, Larisa! V-am găsit! Sunt așa de încântată să te cunosc și mă îndrept și către pastorul tău. Eu vreau să vă întreb, pastore Glodanu, înainte de a începe interviul cu Larisa, ce se întâmplă la Ovidiu? Pentru că săptămâna viitoare, dragii mei, vom mai cunoaște încă doi tineri care tot așa și-au schimbat viața, iar unul a devenit deja mâna dreaptă a pastorului. Ce se întâmplă la biserica din Ovidiu? Este o biserică mare, mai aduceți-ne aminte, pun întrebări pe care le-am mai pus de câte ori ne-am întâlnit. Unii dintre colegii mei ar putea spune este anul în care se pune accentul în Biserica Adventistă de ziua șaptea pe tineri. Dar noi am început această activitate de acum vreo 7 ani cu tineri. De acum vreo 7 ani. De fapt, ce s-a întâmplat acum 7 ani? Da, am fost mutat din Bolintin la Ovidiu. Erau doar câțiva copilași, iar pentru că Dumnezeu mi-a dat darul acesta să mă împrietenesc cu tinerii, am format o grupă de exploratori în care Larisa momentan nu era Larisa atunci, era Licurici, dar anii au trecut, a devenit explorator și am păstrat legătura cu fiecare copil. Aproape aș putea spune că am personalizat pentru fiecare. Îmi veneau în minte gânduri și uneori îi sunam, alteori le scriam și ei mi-au scris mie. Am venit astăzi cu un mic dosar, am amintiri. Ce aveți acolo? Ce dosar este? Un dosar al amintirilor? Este un dosar al amintirilor, da. Este modul meu de a păstra unele amintiri. Larisa și o să vedeți săptămâna viitoare și pe cealaltă fată și băiat, mi-au scris din când în când aprecierii cu stilul lor de copii, da. Așa încât pentru mine a fost o încurajare. Și la rândul meu mă rugam pentru ei și îl rugam pentru Dumnezeu să-mi inspire ce să fac pentru fiecare în mod individual. Bineînțeles, grupul s-a dezvoltat și prin harul Domnului suntem în punctul acesta. De ce Larisa? De ce astăzi Larisa? Astăzi Larisa pentru că a fost pentru mine o surpriză de hotărâre, dedicare. Larisa este primul copil din familie, mai are 2 frățiori, un frate mai mic cu 1 an și încă o surioară cu câțiva ani mai mică. Însă în momentul când Larisa a hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botez, au fost câteva piedici naturale, ca în orice familie. Părinții au zis: da, nu e momentul acum, ești prea mică, lasă mai târziu. Am purtat cu, să spun așa, dialog cu tata, care pentru o perioadă era în Anglia, a venit, iar și-a plecat. Ceea ce m-a surprins este că atunci când ne-am apropiat de momentul botezului, tatăl chiar a venit special din Anglia, într-o oarecare măsură să-și spună cuvântul. Îl înțeleg, ca părinte îl înțeleg. Însă, Melissa... Ca părinte care are un copil care face cumva ceva diferit de ce face familia. Exact. Da. Și lucrul acesta a fost pentru mine o încurajare, cum Larisa, fiind destul de mică, avea 12 ani, nu a abandonat ideea aceasta și a vrut să meargă până la capăt. Am înțeles. Spuneam eu, nu e despre timiditate astăzi. Astăzi este despre curajul tău, despre credința pe care ai avut-o. Larisa, spune-ne de unde începem povestea ta. Povestea care, să spunem, justifică curajul și, dacă vrei, și credința care a crescut treptat. De unde să începem? Provin dintr-o familie de ortodoxi. Am început să merg la biserică de când eram mică încă, cu părinții mei. Făceam niște studii acasă, biblice. Făceați studii biblice acasă? Cu un fost pastor de la noi, de la biserică. Uh-huh. Stai că m-ai pierdut.
Deci erai într-o familie adventistă, ortodoxă. Și cum au apărut studiile astea? Unchiul meu începuse să frecventeze biserica, să meargă la biserică și împreună cu bunica mea, iar părinții mei au fost invitați de către ei. La biserică? La studii, da. Am înțeles. Bun, și ce s-a întâmplat? Au fost de acord cu aceste studii care să pătrundă în familia voastră și să fie făcute? Au fost de acord pe moment, numai că pe parcurs au abandonat ideea și și-au continuat viața așa cum era. Cam cât timp au studiat alături de unchiul și bunica? Am înțeles corect? Da. Cât timp au studiat și părinții? Cred că în jur de 5-6 luni. 5-6 luni? După care ei au abandonat. Iar tu cum ai ajuns în povestea asta? Câți ani aveai atunci? Aveam 5 ani, cam așa. 5 ani? Da. Wow! Bun, hai să ascultăm mai departe. Când aveam 7 ani, domnul Daniel a venit la noi la biserică. La care biserică? În Ovidiu. În Ovidiu. Dar tu ce căutai la Ovidiu? Mergeam împreună cu bunica la biserică și cu unchiul meu. Adică de la 5 ani, să înțeleg, bunica a început să... A început să meargă la biserică. Să meargă la biserică și nu s-a dus singură. Te-a luat și pe tine. Și părinții au fost de acord? Da, până la vârsta de 7 ani nu prea am mai mers la biserică. După venirea domnului Daniel în Ovidiu am început să merg mai mult. Să mergi mai mult. Bun. Așadar, ați venit în Ovidiu și uite așa, 7 ani, acum ești o domnișoară, ești așa frumoasă și îmi dau seama și copil, cred că ai fost la fel de frumoasă. Hai să vedem mai departe ce s-a întâmplat. Frumos la suflet și la chip. Când eram în clasa 3-a, domnul Daniel ne-a propus tuturor copiilor din Ovidiu care mergeau la biserică să începem cursurile la o școală adventistă din Constanța. Părinții mei au fost de acord. Am început astfel să merg la acea școală adventistă care m-a ajutat să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Am terminat această școală generală și acum mă sun la liceul adventist teologic. Acum ești la liceul Ștefan Demetrescu. Stai că trebuie să fie o poveste aici. Tu ai trecut-o așa foarte repede pentru că noi nu reușim să înțelegem. Deci până la urmă părinții, chiar dacă nu au urmat cursurile mai departe, cursurile de citire a Bibliei, totuși în momentul în care a apărut ideea educației tale creștine, adventiste, ei nu s-au opus. Ți se pare o decizie naturală sau cum o vezi această decizie în contextul a ceea ce ai trăit tu în familia ta? Mă gândesc că le-a plăcut ideea ca eu să studiez într-un mediu creștin, pentru că cunoșteam destul de multe persoane creștine care aveau o influență foarte bună și probabil le-a plăcut această idee. Le-a plăcut ideea. Da. Bun, când au început problemele? Ca niște probleme au început. În clasa 7-a am început să fac împreună cu prietenii mei de la biserică studiul pentru doctrină. Am terminat studiul, am dat testul, l-am luat din prima și acum venea partea dificilă, să le spun că am luat decizia să mă botez. Ei nu se așteptau, te-au influențat, au spus, uite, te duci tu la școala asta adventistă, să nu cumva să... Ți-au spus ceva de genul ăsta? Cum fac nu părinții? S-au așteptat ca să iau această decizie așa de repede. Mi-am făcut curaj și le-am spus: eu vreau să mă botez, vreau să-L urmez pe Dumnezeu. La care ei n-au reacționat deloc bine. Au spus că lucrul acesta nu o să se întâmple, ești încă mică, ai timp, după 18 ani poți să faci ce vrei, cât e sub acoperișul nostru, faci cum zicem noi. În momentul acela am fost foarte descurajată, pentru că mă așteptam ca ei să se bucure să audă acest lucru. Dar n-am renunțat la idee. Eram în ziua botezului și eram acolo cu toți tinerii, după predică, și mergeam spre mare, acolo ne-am botezat. Și pastorul a spus că... Pastorul mi-a spus despre acest lucru, să fac cum cred că este mai bine, însă să nu-i supăr, pentru că o să fie probleme pe viitor. Însă eu am spus că eu vreau să rămân cu Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Vreau să rămân cu Dumnezeu și cred că acest lucru m-a ajutat să fiu în momentul acesta aici. Cred că botezul
Cum așa să rămân în toate aceștia lângă Dumnezeu? De ce te-ai botezat? Că până la urmă părinții au spus așa: măi copilă, tu ești cam mică, ce știi tu? Da? Cam așa trebuie să fi fost. Hai mai lasă să treacă timpul. De ce n-ai făcut lucrul acesta? Că de ce ți-ai dorit neapărat la cât ai spus că te-ai botezat? La ce vârstă? 12 ani. La 12 ani. Cum am spus și adineori, familia din care provin este ortodoxă și știam că dacă nu voi face acest pas acum, atunci, probabil mă voi îndepărta de Dumnezeu cu trecerea anilor, pentru că este destul de dificil. Sunt într-o casă unde nimeni nu este adventist și sunt singura. Și știam că acesta este lucrul care mă poate ține aproape de Dumnezeu. Cum este să trăiești într-o casă în care ești singurul om care merge diferit din punct de vedere religios? Nu mai contează confesiunea, ci pur și simplu ai o altă opțiune religioasă. În trecut, când era mai mică, era mai dificil, deoarece se mânca și carne de porc și așa mai departe. Însă acum s-au acomodat cu ideea aceasta. Merg în fiecare sabat la biserică, nu mai este o problemă. În casă nu prea se mai mănâncă carne de porc, pentru că eu nu mănânc. Este mult mai bine, însă în trecut erau probleme. Mersul la biserică și... Cum făceai față? Adică ce îți dădea ție putere să spui, da, vreau să merg, dar trebuie să merg înainte? Mereu am trăit cu acest gând că Dumnezeu îi pune la încercare pe oamenii Lui. Și mereu asta m-a încurajat pe mine să rezist. Te-ai simțit al Lui? Da. Ce te-a făcut să te simți al Lui Dumnezeu? Ce experiențe? Cum te-ai rugat? Cine este Dumnezeul acesta din cămăruța ta? Că imaginez cât de greu trebuie să fi fost. Un copil de 12, apoi de 13, 14 ani. Nu e ușor să duci. E o povară grea pentru un copil. Într-adevăr, a fost o povară. Însă, după cum am spus adineori, pentru mine a fost plăcut, pentru că știam că Dumnezeu este cu mine mereu și orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este lângă mine. Și faptul că gândul că aș putea să-i aduc și pe ei la credință m-a ajutat să fac fapte frumoase și să le arăt și lor că Dumnezeu este mare și se poate poate exista și într-un copil de 12 ani. Fapte frumoase, la ce fapte frumoase te gândești? Iar eu o să-i rog pe colegi să ne arate niște fotografii pe care o să vă rog să ni le explicați. La ce fapte frumoase te gândești? La comportamentul meu, la stilul meu de vorbire, la cum mă exprim cu oamenii, cum comunic, la lucrurile acestea. Măi copilă, tu existi? Chiar existi cu adevărat, iartă-mă pur și simplu. O spui cu atâta naturalețe încât n-am cum să n-am o reacție de genul acesta și să nu încerc să aflu. Ce te-a determinat să mergi înainte împotriva curentului? Haideți să vedem niște fotografii. Sper din toată inima că ele ne vor ajuta să înțelegem mai mult felul tău de a fi, modul în care ai început să te implici, ce anume te-a contaminat de atmosfera, de bucuria, de trăirea aceasta în Hristos Iisus. Mai explicați-ne despre de ce nu se vede, ce nu se vede în momentul de față și ne puteți povesti despre... Am în minte textul din Psalmul 119 cu versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Lucrul acesta l-am urmărit în viața fiecărui tânăr, să-l apropie de Dumnezeu și să se împrietenească cu Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Înainte de a mai spune ceva, aș vrea să spun că am câteva lucruri de apreciat la părinții Larisei. Chiar dacă pentru un timp, poate tata a privit mai cu reticență acest aspect, am apreciat că, deși uneori am mai schimbat mesaje, îi spuneam frumos, dar mai încerca să mă convingă că nu stau lucrurile așa, întotdeauna încheiam cu domnul Daniel să știți că eu îndemn copii să vă respecte, să vă cinstească, așa cum spune Biblia, și cu omul acesta la ora actuală sunt prieten, dar
prieten foarte bun. Adică la un moment dat credeam că nu o să am niciodată prietenie cu el, dar credeam totuși în această prietenie și Dumnezeu ne-a arătat că e mai mare, e mai puternic. Adevărul este că Larisa este minoră și trebuia să aibă acordul părinților pentru această emisiune. Iată, avem și fotografiile în momentul acesta. Ce vedem aici? Larisa, povestește-ne. În această poză am mers la marșul antifumat împreună cu fratele meu și tatăl meu și domnul Daniel. Câți ani aveai acolo? Cred că aveam 11 ani. Da. Iată, și tatăl era acolo. Iar aici ce vedem? Aici sunt la biserica din Ovidiu împreună cu fratele meu și verișoara mea, Florina. Și Florina. Aici sunt tot la biserică împreună cu Florina, verișoara mea. Ai mai crescut? Este clar. De atunci. Însă se vede că ești acolo unde ți-ai dorit. Unde ți-ai dorit? E aici, o mergeam mașină plină cu copii. În drum spre școală. În primele luni îi duceam cu mașina personală, apoi, după câțiva ani, cineva ne-a luat un microbuz și ducem copiii cu microbuz 8 plus 1. Explicați-ne puțin. Și aici ce vedem? Aici Larisa este împreună cu mine la, într-un parc, parcul Tăbăcăriei. Înscriam copiii care urma să participe la orășelul copiilor. I-am implicat încă de mici pe fiecare în câte ceva. Aici este la școala Wilhelm Moldovan, în primul sediu, unde acum s-a mutat la școala nouă. Unde ai făcut cursurile școlii generale. Foarte frumoase fotografii. Vorbesc atât de mult despre tine și despre sufletul tău. Înainte de cursurile pentru botez, ei, copiii, grupul acesta, au mai parcurs, în fotografia aceasta vedem un studiu biblic special pentru copii, 28 de teme, și aveam de colorat, aveam de completat. Mi-aduc aminte că abia așteptam să ne întâlnim, să vedem, ia, cum ai făcut tu desenul cu tare despre Biblie? Sau... Și fiecare venea cu contribuția lui. N-am înțeles partea aceea cu copiii în mașina dumneavoastră, îi duceați la școală, așa face un pastor? Din Ovidiu până în Constanța sunt aproximativ 15 km și la început nu aveam pe cineva, nici acum nu am pe cineva angajat, să spun așa, și am zis ca să fac eu lucrul acesta, într-adevăr, nu este în atribuțiile mele, dar de dragul lor făceam acest lucru. Mai mă ajuta uneori soția, îi ducea, sau mai mult îi ducea, eu îi aduceam. În al doilea an am avut niște prieteni din Franța care ne-au susținut și am plătit un șofer, dar din al treilea an deja nu mai făceam față cu taxele și speram că dintre prietenii mei o să zică vreo câțiva, hai că o să luăm un microbuz. Și nu s-a întâmplat. Dar altcineva la care nu mă gândeam, aș putea să-i spun și numele că merită, Laurențiu Ruscu, ne-a luat un microbuz pur și simplu. A fost o minune în anul acela. El a zis, Daniel, dacă agricultura merge bine, o să fac eu pasul acesta. Și inginerul care a estimat cât va fi recolta a zis, o să scos 3 tone, 3 tone jumătate la hectar. Și surpriza a fost că domnul a făcut să scoată 5 tone și jumătate. S-a adus, ne-a luat un microbuz și până acum, practic, 99% e al nostru. În Ovidiu, ducem copiii la întâlniri, la școală, la Orențiu foarte puțin timp îl mai folosește. A fost o binecuvântare, mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni, este clar. Cât din ce a făcut pastorul tău a însemnat pentru tine și pentru decizia pe care ai luat-o pentru Hristos? Că de la început domnul Daniel a fost foarte căutată pentru noi. A fost mereu acolo pentru noi și în problemele legate de școală și în problemele legate de familie. Mereu a vorbit cu părinții mei și m-a ajutat să trec peste problemele care interveneau. M-a ajutat mult să înțeleg că locul meu este în această biserică, că îmi plac activitățile de acolo, că îmi place să fiu lângă Dumnezeu. După cum am spus, a fost ca o tată pentru noi și încă este. El m-a ajutat să intru și la școală și la liceu. Și la liceu. Experiența cu liceul cum a fost? Cu decizia asta? În clasa a șaptea am început să mă gândesc la liceul pe care îl voi alege și câțiva tineri de la noi, de la biserică, au mai fost la acel liceu și mi l-au recomandat și mie. La Ștefan Demetrescu din București. Și le-am spus părinților că aș vrea să merg spre acest liceu, însă au spus că este prea departe de casă și oricum mai am timp de gândire.
În clasa 8-a, la sfârșitul clasei 8-a, eram hotărâtă că vreau să merg la acest liceu, însă părinții au fost total în dezacord cu mine, nu au vrut să accepte ideea. Până în ultima zi, l-am convins pe tatăl meu să merg la acest liceu, însă a vrut să m-a lăsat doar cu condiția să merg pe Mate Info, unde nu am intrat. Și a trebuit să merg în sesiunea a doua, unde l-am putut convinge să mă lase la teologie după multe rugăciuni. Ce a însemnat pentru tine acordul lui? A fost o ofertire foarte mare, îmi doream foarte mult la acest liceu, știam că mă va ajuta mult să mă apropii de Dumnezeu, să fac prieteni noi. A fost foarte frumos. Uite, am vorbit despre biserică, am vorbit despre părinți, am vorbit despre școală, am vorbit despre activități. Am vorbit despre multe, dar vreau să mai vorbim puțin despre acest Dumnezeu care cucerește inima unei copile. Ce relație s-a stabilit între tine și Dumnezeu? Spune-ne despre felul în care te rogi sau te-ai rugat pentru anumite lucruri pe care simțeai că nu le poți trece fără ajutorul lui Dumnezeu. Ne poți da câteva exemple? Prima încercare prin care am trecut, cred, a fost... Bunica mea a avut cancer și m-a rugat foarte mult. Aveam nevoie mare de ea și încă am. Și nu eram pregătită să o pierd. Și m-am rugat foarte mult la Dumnezeu. A fost o încercare mare pentru mine. Și cu ajutorul lui a trecut peste acest lucru și este astăzi mereu lângă mine. A cerut viață pentru bunica. Da. Și bunica trăiește. Da. De experiență care mi-l dezvăluie pe Dumnezeu pe de o parte, pe de altă parte preocuparea ta de a te apropia de El și modul în care ai făcut-o. Și bineînțeles, suntem cu ochii pe Dumnezeul tău, să vedem cum a răspuns Dumnezeu. În decursul anilor am trecut prin multe lucruri și cu familia și cu școala, dar cred că cele mai multe încercări sunt în familie. Am spus și adineori, încerc să fiu un exemplu, să fiu o pildă de urmat. Adică ce faci mai exact ca să fii o pildă de urmat, un exemplu pentru familia ta? Ce-ți propui să faci și ți iese? Încerc să le arăt că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care îi iubește și pe ei și încerc să, ca prin faptele mele, să-i aduc pe ei lângă Dumnezeu, să vadă că și în acea casă poate să fie Dumnezeu și ne putem toți închina acelui Dumnezeu. Frumos. Sunt, dincolo de cuvinte, sigur sunt trăiri, sunt experiențe, unele care chiar nu se pot spune pentru că țin de intimitatea unei familii. Însă putem să lăsăm mintea și poate să dezvolte. Nu este ușor să ai, încă o dată spun, să fii adolescent și să fii într-o familie care nu împărtășește direcția ta. Ce să faci ca să nu-i enervezi? Ce să faci ca să îi ții de partea ta și tu să fii de partea ei? Da. Este aici înțelepciune, este credință, este multă noblețe și multă dragoste, clar. Da. Vreau să accentuez câteva aspecte. Întotdeauna am fost bine primit în casa lor. Deci, dacă au fost și tensiuni, poate numerul am fost așa bine primit, dar de fiecare dată am găsit o deschidere și i-am apreciat. Chiar dacă tata a avut o reținere la început, acum, la ora actuală, suntem aproape, aș putea spune, printre cei mai buni prieteni. Mama a avut un rol extraordinar în momentul botezului, aș spune atunci, m-aș întoarce puțin la momentul acela, când m-am sfătuit și eu, a trebuit să cer sfatul unui specialist și a zis, ar fi bine dacă am avea declarația unui părinte totuși. Și mama a scris 2-3 rânduri acolo că este de acord cu botezul fetei. Mi-aduc aminte, fratele Georgel Pălitu a fost invitat pentru predică, părinții n-au venit, ne așteptam să fie acolo prezenți cu să-și spună părerea că nu sunt de acord, dar n-au fost. Am ajuns pe malul mării. Și eu am propus, i-am spus Larisei, uite, n-ai vrea totuși să amânăm o săptămână, să arătăm că nu facem ceva în adins, că nu vrem neapărat să te botezăm. Și Larisa aproape a început să plângă și a zis, nu, domnul, dar suntem pregătiți, sunt pregătit acum. Și a zis, nici ei nu au venit, de ce am mai amânat? Și iarăși m-am sfătuit cu
să spun așa, prietenul meu printre cei mai buni mentori, fratele George Părlitu, și a zis: frate Daniel, dumneavoastră luați decizia și cu ea, eu sunt doar invitat. Și m-am gândit, măi, e momentul ca să iau decizia. Și am zis: Larisa, mergem înainte, vei fi botezată. La ora actuală, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că și stilul domnului Daniel Ciolacu este... Tatăl Larisa este, a fost bun, adică puțin autoritar, adică pe de-o parte a ținut-o pe Larisa lângă Domnul, adică pe lângă Dumnezeu, a avut și un tătic care arăta că iubește, venea cu daruri acasă, eu știu de câte ori spunea, uite, n-am luat eu, le-am luat la copii. La ora actuală chiar mă bucur că ei, aș putea spune, sunt așa ca prieteni. Tatăl vrea să facă o mică firmă în jurul lacului pentru repopulare, pentru ecologizare. Noi fiind exploratori o să avem un parteneriat probabil cu dumnealui. Și uite cum se leagă, exact, niște lucruri. Cum și Larisa este mâna dreaptă a dumnealui, pot să spun așa. Și cred că asta îți dă un oarecare confort și speranță în același timp, nu, Larisa? Te rog să-mi spui perioada aceasta de pandemie. Pe cei mai mulți i-a ținut departe de biserică, de prieteni. La tine cum a fost? Nu întâmplător pun întrebarea asta, pentru că știu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, de unde vii și așa mai departe, și mizez pe răspunsul tău. Legat de biserică, am putut merge la biserică, deoarece avem o biserică cu destul de puțini membri și nu a fost o problemă. Iar legat de școală, am făcut cursuri online, dar am putut să mă întâlnesc cu prietenii mei, deoarece a fost organizată o convenție pentru liceenii ce au citit Biblia. Am început să citesc Biblia în anul acesta și am putut să mă bucur de momente frumoase petrecute acolo. Adică ce s-a întâmplat mai exact? Și de ce te bucuri? În primul rând mă bucur că am putut să mă văd cu ei, să mă revăd cu ei. Iar în al doilea rând mă bucur că am putut să-mi testez cunoștințele legate de citirea Bibliei pe care am citit-o până acum și sper să duc acest lucru la bun capăt până la sfârșitul anului. Mai zine cum e cu cititul Bibliei și testarea cunoștințelor. Cei mai mulți nu s-ar băga într-un concurs. Tu de ce ai face lucrul acesta? Un concurs de Biblie? Îmi place să mă autodepășesc. Îmi place să fiu o fire, sunt o fire... Îmi place să concurez, să mă autodepășesc de obicei. Dar persoanele timide, așa cum spuneai tu, nu prea sunt prietene cu astfel de momente. La tine cum de ți iese lucrul acesta? Reușești să ieși și să-ți fixezi un obiectiv și să-l atingi? Da, îmi place ca tot ceea ce încep să duc la bun sfârșit. Așa și cu citirea Bibliei anul acesta. M-am mai apucat în anii trecuți, însă nu am reușit. M-am lăsat și anul acesta chiar vreau să... Ce a fost diferit? Ce a făcut diferența? Cred că relația mea cu Dumnezeu. După începerea liceului, cred că relația mea cu Dumnezeu s-a întărit mai mult și mă ajută foarte mult. Și acest lucru mă ajută să am o relație mai bună cu El. Din experiența ta, când spui relația mea cu Dumnezeu s-a întărit, adică ai făcut ceva anume sau ce s-a întâmplat? De se întărește credința ta și crește? Rugăciunea, în primul rând. Am observat că Dumnezeu chiar îmi ascultă rugăciunile și e mereu pentru mine. Mă ajută și cu familia mea. În ultimul timp pot să spun că mama și tatăl meu sunt mai aproape de Dumnezeu. Mai vorbim câteodată despre Dumnezeu, mă întreabă lucruri și îmi face plăcere să le explic. Iar din cartea aceasta, din care ți-ai testat cunoștințele, ce ți-a plăcut, ce ți-a atras atenția și ce te-a apropiat mai mult sau te-a surprins despre Dumnezeul pe care, iată, încă de la 12 ani, de la 7, 5, 7 ani, dar în fine, de la 12 ani acolo s-a întâmplat ceva, ce anume din Cartea Sfântă ți-a vorbit diferit sau ți-a confirmat? Ce ți-a spus despre Dumnezeul acesta? Din Biblie îmi plac minunile. În minuni am văzut că Dumnezeu există, am văzut cum Dumnezeu intervine și a intervenit și în viața mea prin aceleași moduri minunate. Îmi plac fericirile
Îmi place fericit de cel ce plânge că cel va fi mângâiat. Mereu mi-aduc aminte de această fericire și, ai plâns ceva, probabil. Și asta se apropie cumva de inima ta. Faptul că știi că cei care plâng sunt mângâiați de Dumnezeu. Da. Nu sunt multe minute la dispoziție, nu mai avem foarte multe minute. Ai un mesaj pe care ai vrea să-l transmiți celor care te urmăresc? Ți-ai dori în mod deosebit să se rețină ceva din experiența ta? Știi, timpul întotdeauna limitează și, sigur, și emoțiile. Dar chiar dacă poate n-am stârnit prin întrebările mele sau pur și simplu tu n-ai, te-ai gândit să transmiți mesajul, iată, acesta este un moment potrivit pentru tine. Cred că mesajul meu pentru oamenii care se uită acum la noi este să rămână lângă Dumnezeu și să aibă încredere că El îi va ajuta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a fost lângă mine și că m-a ajutat să înțeleg aceste lucruri de mic copil. Pentru mine botezul a fost un pas foarte important în relația cu Dumnezeu. Contează foarte mult să te încrezi în El, să ai încredere deplină că El va fi cu tine și nu te va părăsi. E important asta. Suntem la final de emisiune, pastore Glodeanu. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați permis să o cunoaștem și pe Larisa, iar săptămâna viitoare vom cunoaște alți doi tineri. Într-o biserică mică, nu mi-ați spus care este numărul membrilor de la Ovidiu. 26 de membri la ora actuală. Este un spațiu închiriat. Probabil că în curând nu o să mai avem loc acolo, mai ales cu distanțarea, dar ne rugăm de aviz amatorilor care vor să ajute o grupă mică să se dezvolte. Aș vrea să spun două gânduri de final. În Psalmul 68 spune psalmistul: El este tatăl și numește aici al orfanilor, apărătorul văduvelor. Domnul dă o familie celor părăsiți, de exemplu. Am simțit așa că Larisa, pe lângă familia ei, a găsit o altă familie, familia bisericii. Și într-adevăr un rol deosebit îl are mamaia, care se roagă și a susținut-o în multe ocazii. De asemenea, în versetul 19, parcă îl văd împlindu-se în viața Larisei. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Și eu, uitându-mă de multe ori în urmă și concentrându-mă, de exemplu, asupra cazului ei, mă gândeam cum a rezistat Larisa extraordinar lângă Domnul, că tentațiile sunt mari la vârsta aceasta, dar dacă a apucat să facă acest parteneriat cu Dumnezeu și grupul de prieteni și părinții care totuși îl iubesc pe Dumnezeu și respectă, contează foarte mult. Și eu cred că Larisa va fi o stea în corana Domnului Hristos și un model pentru alte tinere fete. Încă o dată mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare. Planurile tale de viitor, ce te gândești să faci mai departe? Vreau ca după terminarea liceului să dau la o facultate de medicină. Îmi place să ajut oamenii pe cât pot eu de bine. Asta vreau să fac. Să devii medic. Da. Dumnezeu să-ți asculte dorința și să îți netezească cărările și să-ți deschidă toate ușile, să-ți dea înțelepciune și dragoste pentru El mai departe, căci n-a uimit dragostea ta pentru El și determinarea cu care ai luptat ca să rămâi, să-L cunoști, să studiezi despre El. Domnul cu tine, draga noastră! Mulțumesc! Amin! Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Rămâi fără cuvinte! Copii tineri care deschid cu atâta lejeritate, cu atâta dorință, cu atâta dragoste, ușa larg pentru Hristos. Deschid Biblia, citesc, se luptă în familia lor. Ce poți să spui mai mult? Dumnezeu este mare, iar copiii aceștia merită purtați în rugăciune să ne rugăm pentru tinerii noștri, să ne rugăm pentru copiii noștri și să îi ajutăm să le netezim cărarea către Dumnezeu. Prin exemplu nostru, prin rugăciunile noastre, prin apropiere, prin dragoste. Până săptămâna viitoare, numai bine!